ștergi. Racing, dacă cred că e IQ Motorsport. În fața ta este o tablă mare albă, da, și un marker roșu. Da. O să te rog să scrii cu markerul, pe aia mică poți să o lași deoparte, poți să o pui lângă. Să scrii cu markerul cum va arăta, cum crezi tu că va arăta top 3 la final de an. Întâi scrii, după aia comentăm. Să scriu în rusă, să nu înțeleagă dușmanii. Și avem 1 Bogdan Vrăjitoru, 2 Milen Georgiev, 3 George Cațan. Deci am 1 194 ești tu, e numărul de atunci când nu ești în sezoanele în care nu ești campion. 2 George Cațan, 3 Milen. Locul 1, așa cum era de așteptat, Eric Stanciu. Locul 2 Răzvan Teodorescu, locul 3 Alex Lupu. Sper să nu-mi iau hate prea mult. De ce? Plamen, Bulgaria. 2, Florin Bârlădeanu, 555, adică tu. Draganov, Bulgaria. Opa! Să și comentăm un pic. Ta-da! Avem 1, Vlad Neaga, George Cațan, Milen Georgiev. Explic un pic și eu fac un context acum. Vlad Neaga a schimbat echipa, schimbă și motocicleta, nu-i dezavantaj major? Deja îl vedem din prima zi că merge 1.40, e foarte bun, e foarte stabil, este într-un progres continuu. Deci l-ai retrogradat pe Milen? Nu l-am retrogradat, doar că Milen nu se simte bine, cred că, pe circuitul ăsta. Adâncata cred că îi dă un pic de efort. Merge bine în continuare, doar că cred că are niște mici ezitări. Este 70% rațională, 30% cu inima. Foarte interesant. Asta pentru că în testele premergătoare acestui sezon, desfășurate în Spania, Bogdan Vrăjitoru a arătat un ritm extraordinar de bun și iar eu nu sunt genul de om care să se îmbete cu apă rece. E greu de bătut, Răzvan? Da, o să fie. O să am niște adversari pe cinste sezonul ăsta și cred că o să fie o luptă foarte incendiară și foarte aprinsă între noi trei, mai ales între noi trei. George, e o decizie, e o hotărâre politică să-l pui pe George peste Milen sau e, nu știu, o analiză? Nu, cred că va da tot ce va putea și va progresa anul acesta. Feeling-ul e foarte bun, am scos acum 49.8, deci cred că vom coborâ și mai mult. Mai avem încă mult de setat. 49? 48, pardon. M-am încurcat deja. 48 e? Da. Bănuiesc okay. Peste așteptările pentru prima... Da. Ne-am fi gândit poate mâine, dar a venit de astăzi. Deci asta înseamnă că va trebui să mergem tare weekendul ăsta, pentru că mai avem 2 zile de muncă. Da. Plamen este un pilot foarte rapid, l-am cunoscut în 2017, a avut meciuri frumoase cu Pascot în timp ce evolua, dar a ajuns la nivelul în care a reușit să fie mai rapid inclusiv decât Pascot, reperul nostru, deci trebuie să fim realiști. Nu că n-aș vrea să mă bat cu el, nu că n-aș vrea să progresez în spatele lui, dar așa văd eu situația. Momentan intangibil pentru tine? Depinde, deocamdată abia a început sezonul. Mult spus intangibil. Gândește-te că în 2020, într-un campionat balcanic, a avut record de circuit 42-0, a venit Milen cu un record de circuit de 41-4 și Plamen în spatele lui 41-8. Deci sunt niște timpi demn de lăudat, sincer.